O muncă de mai mulți ani i-a adus bucuria unei apariții editoriale unice în spațiul nostru, volumul Autoportret Jurnal. Vorbim despre distinsul artist plastic Mihai Țăruș, care a inclus în album autoportretele realizate de-a lungul vieții în diferite tehnici și materiale. Albumul a apărut în programul de editare a Cărții Naționale, a fost lansat la Muzeul Național de Artă al Moldovei, iar alături de autor au fost confrații de PNL și admiratorii creației. Evoluția impresionantă a creativității lui Mihai Țăruș poate fi urmărită în albumul Autoportret Jurnal, dar și în expoziția inaugurată cu prilejul lansării noii apariții. Este un autoportret jurnal, un album pe care l-am gândit de mai mult timp și în sfârșit s-a realizat. Sunt portrete începând de la primele mele portrete, de pe când eram student, la școala de pictură, la liceu și până în ultimul timp, anul 2021. Autoportretele atât de diferite, realizate în anii 1964-2021, sunt însoțite de comentariile autorului, foarte receptiv la evenimentele ce s-au produs în această perioadă. Mereu a rămas fidel propriului drum în artă, care nu a fost deloc ușor. Mihai Țăruș este un reprezentant al underground-ului. Indiferent unde s-ar fi aflat, el întotdeauna va fi un pictor moldovean, pentru care respingerea ideologică, respingerea realismului socialist a fost un fundament al creației sale. O apariție unică în spațiul nostru, astfel apreciază participanții lansarea albumului Autoportret Jurnal. Conceptul acestui volum, acestui album e foarte inedit. Cum scriitorii își fac autoficțiune, acest artist și-a făcut autoportret jurnal, e și scriitură, e și imagine. Mihai Țăruș, pe vreme de pandemie, ne oferă lecții fantastice. Dacă noi ne-am vedea pictați, ne-am vedea portretul nostru realizat în manieră abstracționistă, greu ar fi să ne identificăm, să ne recunoaștem. Mihai a procedat ca savanții care au activat în domeniul epidemiologiei. Ei și-au aplicat pe propriul organism noile vaccinuri și noile medicamente ca să vadă care este efectul lor. Foarte actual. Foarte actual. Și Mihai a procedat cu tehnici artistice, plastice, raportându-le la propriul chip și suportând efectele lor în experiența lui plastică. Un jurnal de idei și o pictură conceptualistă, migălos gândită. Un pictor care vine din tradițiile avantgarde europene și acele rusești, din cel de-al doilea val, din care făcea parte și unul din profesorii săi, Vladimir Sterlikov. Sigur că Mihai Țăruș a rămas mereu în căutare, se caută pe sine, își caută identitatea și a avut o suită de autoportrete diferite stări, diferite situații, cu elemente geometrice, chiar pătrate, ovale, linii curbe, linii olonome. E foarte interesant acest stil de a te autoportretiza. În pofida pandemiei, anul 2021 a fost prodigios pentru Mihai Țăruș. A realizat numeroase creații plastice din luna august până în prezent. O expoziție personală cu 36 de lucrări mari realizate de artist este desfășurată în sediul președinției. Acum, pictorul finisează o lucrare pentru expoziția consacrată Zilei Naționale a Culturii, pe care o vom marca la 15 ianuarie.